Denisa Șuț a depus ieri jurământul la Consiliul Județean. Ea va rămâne consilier în locul lui Dan Vâlceanu până în 2016. Vâlceanu a obținut un mandat de deputat și a plecat în Parlament. Cea care nu a renunțat încă la funcția din Consiliul Județean este Elvira Șarapatin. Așteptăm demisia doamnei Șarapatin. Termenul legal este de 15 zile de a opta între funcția de consilier județean și cea de parlamentar. Imediat cum se vine pe ordinea, cred că ședința ordinară a lunii ianuarie, o să fie completat postul de consilier al de doamna Șarapatin. În urma demisiei Elvirei Șarapatin, locul rămas vacant va fi ocupat de următorul pe lista PSD. Va fi domnul Neață? Este următorul listă. Cu siguranță domnul Neață va fi. Și Florin Cărciumaru va renunța la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu în favoarea mandatului de senator. Până când vor fi organizate noi alegeri, viceprimarul Aurel Popescu va primi atribuțiile de primar.